Și zice, doamna Șoșoacă, zice, am intrat într-o încăpere și brusc am fost înconjurată de 10 bărbați. Ci că erau masoni. Au zis, noi suntem masoni, noi suntem masoni. Ei, după ce a intrat doamna Șoșoacă în camera aia, n-au mai fost masoni, n-au mai fost în stare de nimic. Dar să zică, mersi doamna parlamentar, că e greu să mai strângi ceva într-o cameră și cu atât mai mult 10 bărbați deodată. Pe doi am fulecat din prima. În reconstrucție suntem și noi, viață de șantier, viață de șantierist, nu contează cât ține vremea bună, lucrăm pentru voi aici pe canal. 18.245, dar cine să vă mai numere? Mulțumim frumos pentru subscribe. Meteorologii anunță că va fi o iarnă cumplită. Măgari, că ne tot sperie, ne tot sperie ca să ne facem provizii de una alta. Românii cică au ajuns să cumpere ca înainte să cumpere parizări și margarină. Margarină cred că au adus cei 10 bărbați în camera doamnei Șoșoacă. Din cauza crizei iminente, Becali a ajuns să vândă sucuri de legume și de fructe. Păi aia joacă loazele lui, aia vinde. Că Benzema a luat balonul de aur. Dar ăștia ce să ia? Balon de oxigen să le facă resuscitare? Aleargă 10 metri și cad lați. Păi de unde să faci cu ăștia echipă? De unde să faci? Măcar să bea o cafea bună primită de la Ovidiu pe buymeacoffee.com/nicubende. Ovidiu din Germania a dat cafea să rumâna și Cristi din Spania. Ce recipient frumos! Cam de fuego, dar îl beau cu plăcere. Da. Cât despre Bianca Drăgușanu... nu, că de la scumpiri, Bianca Drăgușanu a ajuns să-și vândă blana cu 150 de euro în plus. Deci că o blană, blana Biancai Drăgușanu s-a scumpit. De pe cuier. Ea vinde rochii de mireasă, costume de mire, costume de ultimul drum pentru mire și blănuri. Și că s-a scumpit blana ei cu 150 de euro, dar dacă vrei să o vezi fără blană... Dar o veste proastă pentru Bianca Drăgușanu, BD. Irinel Columbeanu, în pragul vârstei de 65 de ani, a declarat că încă îmi plac. Da, se lucrează, domnule, se lucrează, că noi suntem români, nu masoni. Irinel Columbeanu, la 65 de ani, a spus că încă îi plac fetele de 18 și 20 de ani. Păi de ce nu? Că și Berlusconi și-a băgat în Parlament iubita cu 53 de ani mai tânără. Normal că și-a băgat-o în Parlament, că ce să-și mai bage la 85 de ani? De la BD, Bianca Drăgușanu, la BD, ministrul nostru drag, s-a descoperit că și el a plagiat. După ce dracu își fac lucrări de doctorat, mă, nu înțeleg. A plagiat. De unde? De pe Wikipedia. Nici elevii mei nu plagiază de pe Wikipedia. Mai bine desenează ei un triunghi pătrat. Sau cum îi zic ei? Păi BD, normal, că ăsta e din Sălaj. În Sălaj și șoferii fac orice, dacă sunt Cluj-Napoca. Vineri, nu uitați că în ziua de vineri, astăzi ne mai întâlnim la un spectacol. Aseară a fost rupere, a fost minunat în Florești, în atelierul de pizza. Ca atare îl reluăm și astăzi de la 8 și ceva, pe Cetății 300. Noi suntem în continuare pe YouTube, TikTok, Facebook și mai unde, Vlad? Pe OnlyFans, dacă ai blană, ci că...